Micul Anatol Melnic, prezentatorul deșteptării de weekend, e mândru nevoie mare pentru că și-a creștinat fetița. Anatol a avut emoții mari pe care le-a împărțit și cu noi. Pe cel mai sărit de pe fix prezentator de la Jurnal TV, Anatol Melnic, îl vedeți pentru prima dată în această postură. Pe la emisiuni v-a obișnuit cu glume pe alocuri pipărate, iar la radio cu farse care vă țin ca pe ace. Paparații au ieșit la plimbare cu tânăra familie Melnic și au reușit să-l cunoască pe capul familiei în rol de tată. Vezi cum e să fii tătic? E foarte bine. Sunt niște momente unice pentru orice bărbat, nu numai pentru mine, pentru orice bărbat care are copil. Sunt cel mai fericit și asta mă împlinește. Lângă o soție frumoasă, de ce nu lângă o fetiță frumoasă care mi-am dorit-o foarte mult. Viața de tată nu e deloc ușoară. Cu o draslă în brațe, nopțile devin mai albe. Camelia și-a început lecțiile de canto chiar din brațele lui tati. Lam, lam, la, lam, 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 la, lam. Cine stă cu fata noaptea? Ambi stăm. Mama lăptează, tata o adoarme. Tata doarme. Doarme și o adoarme. Adică, până la urmă, uneori ne facem schimb. Adică, unul 30 de minute, altul 30 de minute. Cu câteva zile în urmă, Anatol Melnic a botezat-o pe micuța sa. Nu a dat mare petrecere, pentru că vrea să chefuiască și la anul, la cumetrie. În schimb, a avut cumetrii surpriză. Igor Cuciuc a nășit-o pe Camelia. Eu un cumătru care va fi la cumătrie, la botez nu a avut posibilitatea, că mă rog, e omul petrecere, e sezonul lui, da, e anul lui 2012. În loc de obișnuitele piese de leagăn, acesta îi cântă micuței sale hitul Prima Oară, piesa interpretă de peste prut, Camelia. E prima oară când mă simt atât. Aici vine și numele micuței, care la insistența tatălui a fost scris în documente cu capa. Acest moft i-a creat și câteva probleme. Mi s-a spus că dacă e cu capa, are origine arabă, atenție. Sau dacă vreau cu ce, ceea ce semnifică o floare, la care răspunsul meu a fost repede, am spus, lasă fie araba. Acum Anatol își împarte dragostea și cadourile cu două femei, mai ales că el este contabilul casei. Cel mai mare cadou pe care l-a primit Tania din partea soțului a ajuns la ea imediat după naștere. Primul lucru când am observat când a intrat în salon, lacrimi. Prima dată am văzut el să plângă. Am auzit și am înțeles din spusele majorităților că Camelia trebuie să aibă ceva la urechiu și deja ceva aurit, da? Și dacă vine aurul la Camelia, e normal că merită și mama ceva aur. Dragostea celor doi e mult mai puternică, iar rolul de tată exemplar, Anatol, și-l îndeplinește conștiincios, chiar dacă munca îl fură de acasă. Cu asta ne mândrim că mereu găsește timp pentru mine, cât pentru o fetiță. Prezentatorul deșteptării de weekend vrea trei fete de la zaia lui și e hotărât să meargă până în pânzele albe pentru acest lucru. Până nu am trei fete, nu mă las. Aștept răspunsul soției, sper să fie afirmativ. Chiar dacă nu e afirmativ, noi o să avem trei fete. Cineva, cine, ia, 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 ia.